În ziua ne aflăm la Orhiei Vechi, la întâlnire cu Ion Cioban. Vreau să vorbim despre rezervația culturală naturală Orhiei Vechi, despre ce probleme avem, ce planuri pe viitor pentru dezvoltarea rezervației și despre încederea patrimoniului. O primă întrebare, ce reprezintă rezervația culturală naturală Orhiei Vechi? Deci, în primul rând, rezervația cultural-naturală Orhiei Vechi este o instituție publică, dar dacă luăm cealaltă parte a monetei, este deci un sit atât arheologic cât și natural, protejat de stat prin lege, în speță prin legea 251 din 2008 și dezvoltă o activitate în domeniul turismului, al cercetării, protejării și, în linii generale, a valorificării patrimoniului cultural și natural. Câte localități cuprinde rezervația? Deci, nucleul rezervației este concentrat pe teritoriul comunei Trebujeni, dar, bineînțeles că nu este aceasta limita rezervației, aceasta se întinde pe teritoriul, pe localități de pe teritoriul a trei raioane. Aici vorbim despre raionul, o parte a raionului Orhei, o parte a raionului Criuleni și Dubăsari. Deci, în total, avem 13 localități pe teritoriu, împreună cu zona de tampon și de protecție. Care sunt, ce elemente aveți? Aveți arheologie, aveți arhitectură? Deci, patrimoniul acestei zone este destul de bogat. În speță, vizitatorul când vine, vizitează această zonă, rămâne fascinat, în primul rând, prin arhitectura naturală, să zic, a zonei. Este partea naturală, este componenta, de fapt, principală a acestei zone și componenta primară, care ar avea o vechime de circa 3 milioane de ani. După care avem o altă componentă, componenta culturală, care cuprinde în sine aspectul de cultură tradițională. Dacă vorbim despre arhitectura vernaculară, care este destul de bine reprezentată în această zonă și este o zonă care, cu părere de rău, cam puține localități de pe teritoriul Republicii Moldova a păstrat această arhitectură tradițională. Aici, începând cu anul 1968, atunci când a fost întemeiată această instituție, s-a dezvoltat deci, un proces de conservare a arhitecturii tradiționale. Și după cum vedeți, astăzi avem foarte multe gospodării care s-au păstrat în, cu imaginea aceea primară și care cumva vine ca o carte de vizită a zonei și totodată creează o ofertă bună pentru turismul din zona centrală a Republicii Moldova și bineînțeles că contribuie foarte mult și la dezvoltarea acestei zone din punct de vedere turistic. O altă parte a patrimoniului cultural este patrimoniul sau arheologia, aspectul arheologic, care este prezentat prin mai multe zeci de situri, dacă vorbim despre nucleul rezervației, situri arheologice din diferite perioade, începând cu Paleoliticul și terminând cu epoca medievală târzie, modernă și până în perioada secolului XIX prezintă vestigii. Cu ce probleme se întâlnește rezervația culturală naturală Orhiei Vechi? Confruntă, dacă ar fi mai bine zis. Rezervația Orhiei Vechi, ca și orice instituție de stat, și are problemele sale. În primul rând, acestea sunt de ordin financiar, dar astăzi, sau mai bine spus, în secolul 21, atunci când avem o poartă deschisă spre fondurile europene,
inclusiv prin intermediul acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, putem accesa surse de finanțare europene, mai greu decât statele membre, dar nu este imposibil, inclusiv prin proiecte transfrontaliere, care chiar în prezent suntem în așteptarea ultimei faze de aprobare a unui proiect transfrontalier, prin care urmează să restaurăm trei case din începutul secolului 20 și sperăm să înceapă acest proiect, care este foarte important pentru instituția noastră și chiar pentru zonă general. Sunt alte proiecte finanțate de stat, care noi ca instituție, care avem o gamă mai largă de servicii pentru vizitatori, suntem destul de eligibili și încercăm cumva să depășim acest moment de insuficiență financiară la buget, cumva prin intermediul proiectelor. Bineînțeles că ne dorim și o finanțare mai generoasă din partea statului, dar mai ales în aceste momente de criză generată de pandemia de virusul SARS-CoV-19, nu ne putem aștepta și înțelegem destul de bine că nu este posibil la moment. După ce depășim această criză, sperăm că se vor găsi resurse financiare la bugetul de stat pentru a accelera un pic procesul de dezvoltare a acestei instituții în ansamblu. Câți turiști în medie vizitează anual? Este un calcul? Așa. Acum mie îmi vine greu să spun despre fluxul de turiști în moment, dar am să vorbesc că am avut un apogeu al vizitatorilor în anul 2013-2014, când practic au fost cele mai mari acumulări la buget din vânzările de bilete, după care am avut o scădere ușoară. Aceasta poate fi a putut fi cauzată și de anumite schimbări în administrarea acestei instituții. Dar începând cu anul 2014-2015, am observat o mărire a numărului de turiști străini. Aceasta este demonstrată și de raportul Asociației Turismului Receptor din Republica Moldova, ceea ce este foarte bine și noi am încercat cumva să adaptăm serviciile instituției noastre la acest val al vizitatorului din afara granițelor. La moment avem lipsa, practic, a turiștilor străini și ne concentrăm mai mult pe vizitatorul autohton. Ce ar fi important de menționat că în prezent avem o creștere vizibilă a vizitatorilor din interiorul țării. Aceasta fiind generată cel mai probabil și de lipsa posibilității de a merge în vacanță peste hotare, dat fiind că Republica Moldova cumva este izolată, ca și alte țări de pe continentul european, din cauza acestui virus. Este un flux foarte mare, de multe ori noi nu prea putem face față la acest flux mare de turiști teritoriul rezervației, dar este foarte bine că noi, având această situație la moment, ne putem adapta cumva serviciile și să ordonăm fluxul acesta de vizitatori în interiorul rezervației, ca în momentul când vom avea o scădere după deschiderea granițelor să putem controla mai bine situația. O altă întrebare ar fi legată de planurile pe viitor, legate de rezervații, de promovare. Da, deci un punct
foarte important în activitatea instituției noastre este promovarea, care este, spunem, pilonul central al dezvoltării acestei instituții. Ne dorim, prin intermediul surselor de informare, inclusiv și mass media, dar și de socializare, să prezentăm rezervația ca un punct important, sau practic cel mai important, să zic așa, din centrul Republicii pentru vizitatori, pentru turiști. Dar proiectele de perspectivă sunt mari, dar ele încep de la rezolvarea problemelor mici și încercăm pas cu pas deci să ne mișcăm înainte. În primul rând este vorba de controlarea fluxului de vizitatori în interiorul rezervației. Noi astăzi nu putem să controlăm numărul, să controlăm vizitatorii care intră pe teritoriul rezervației, din considerentul că nu avem un punct de vânzare a biletelor chiar la intrare pe teritoriul rezervației. Sperăm ca în cel mai apropiat timp, cred că într-o săptămână, maxim două, să avem deschis clădirea de la intrare pe teritoriul rezervației, care să servească și ca un centru de informare turistică și ca un punct de control acces pe teritoriul rezervației. Și prin acest mecanism, să zic așa, să încercăm să vedem care este portretul vizitatorului rezervației noastre, inclusiv prin chestionarea vizitatorilor, să vedem care este vârsta, studiile, zona de unde vin acești vizitatori, ca pe viitor noi să putem să adaptăm serviciile în dependență pe cererea vizitatorilor. Ne punem o speranță foarte mare în deschiderea acestui centru de informare turistică și control acces și sperăm că va fi ca un punct de început la proiectele de viitor. O altă idee de perspectivă cu care lucrăm la moment este ideea de ordonare a autoturismelor care pătrund în interiorul rezervației și este o problemă foarte acută la moment, deoarece locarnicii se sufocă practic din cauza numărului foarte mare de mașini care intră pe teritoriul localității. Practic, în zilele de weekend sunt blocate arterele centrale ale localităților, vorbesc drumuri, și încercăm să creăm o alternativă pentru a opri traficul din interiorul localităților și avem deja proiectul arhitectural elaborat privind amenajarea a trei parcări cu o capacitate la moment de cel puțin 120 de locuri de parcare. Bineînțeles că majoritatea locurilor de parcare sunt concentrate în preajma pavilionului expozițional, dar aceasta va ușura cumva viața băștinașilor din zonă. O altă etapă pe care am parcurs-o de comun cu administrația publică locală și de care din Trebujeni, vorbesc de persoana doamnei primar Cristina Gandraburg, datorită căruia avem un sprijin în tot ceea ce facem, și avem deja aprobat printr-o decizie a Consiliului amplasarea indicatoarelor rutiere care să interzicem parcarea pe marginea carosabilului, astfel să putem să fluidizăm pe viitor fluxul de mașini pe drumurile din cadrul rezervației. Da. Sperăm foarte mult pe o deschidere din partea Ministerului de Interne care să ne ajute să avem două posturi de poliție conform hotărârii de guvern din 2003 și care iarăși va veni
ca un beneficiu în dezvoltarea rezervației și prin menținerea ordinii publice pe teritoriul rezervației, în condițiile când avem un flux foarte mare de vizitatori. Și dacă vorbim de proiecte ce țin de patrimoniul cultural, în speță patrimoniul arheologic, stăm acum în proces de identificare a surselor de finanțare privind restaurarea și conservarea obiectivelor de pe teritoriul rezervației. Bineînțeles că vorbim de surse de finanțare mai generoase, vorbim despre proiecte de finanțare mari care să vină să deci protejeze cumva prin aceste lucrări patrimoniul arheologic care îl avem aici pe teritoriu. Patrimoniul arheologic vizibil, mă refer la Palatul Părcălabilor, vorbim despre zona orașului din perioada Hoardei de Aur, Sheikh al-Jadid, deci cu tot complexul acesta de construcții, bisericuța medievală Baia Tătărească, numărul 2, care este astăzi accesibilă vizitatorului, și multe, multe alte obiective de arhitectură rupestră care le avem pe teritoriul rezervației. Deci proiecte sunt mari, posibilități la moment sunt mici, dar încercăm împreună cu echipa care o am onoarea să o conduc, să găsim soluții în vederea rezolvării problemelor și dezvoltarea rezervației pe viitor. Bine, vă mulțumesc. Asta cred că a fost tot. Vă urăm succes!